Dan Puric a fost așteptat la Târgoviște la propriu. Actorul a întârziat aproape o jumătate de oră din cauza traficului infernal din București. Cu această ocazie, cei prezenți în sală au avut ocazia să o vadă și să o audă pe Irina Margareta Nistor, cea care a tradus și dublat nenumărate filme și care a venit la Târgoviște pentru a-l asculta pe Dan Puric. Spus că ați venit de la București special pentru Dan Puric. De ce tocmai e la Târgoviște? Pentru că aici am cei mai mulți prieteni, probabil, cred așa, care să mă și simt bine și să am senzația că a stat timpul pe loc și că mai există ceva normal pe lumea asta, mai ales cultural vorbind. Ați mai participat la conferința Dan Puric despre iubire? Nu, habar n-aveam, nu știam. Știam doar că vine să vorbească, n-am știut că e vorba despre iubire, cred că dacă aș știu că e despre iubire, aș veni și mai repede. Ați aflat ceva noutăți? De la el întotdeauna afli tot felul de noutăți și, în general, nu atâta noutăți, cât lucruri pe lângă care ai trecut și le-ai ignorat și te face să te simți mai înțelept, în orice caz, după aceea și să realmente să ignori ce e rău și să îți fie drag de tot ceea ce e bun. Imediat cum a ajuns, fără măcar să-și tragă sufletul, Dan Puric a urcat pe scenă să-i încânte pe cei prezenți în sală. Scuze de întârziere din cauza summitului. N-am fost eu implicat, m-au încurcat. Știți că l-a întrebat până la televizor un jmecher din ăsta de la ProTV. Bre, știi că am intrat în Comunitatea Europeană? A zis, știu, bă, problema e să vedem când ieșim din asta. După două ore în care spectatorii au sorbit fiecare cuvânt, a venit și vremea autografelor. Părea că toată sala se strânsese să fure un autograf actorului. Apoi a venit și rândul presei, Dan Puric spunând că starea actuală a României este una unică, însă în sens negativ. N-aș vrea să fac pe profetul, dar starea în care se află România acum n-a avut-o niciodată pe parcursul întregii istorii. Este o stare de dezagregare sufletească. Și m-am gândit că în 41, când ni s-au luat teritoriile, eram în război și zic, după un război întotdeauna se poate întâmpla altceva, să le recuperăm. Dar cine ne dă înapoi sufletul? Este o stare unicat din nefericire pentru noi. Nu am mai avut așa ceva. Istoria românească n-a mai cunoscut o asemenea dezintegrare morală, sufletească. De asemenea, actorul a vorbit și despre trecerea de la oamenii valoroși pe care i-a dat România la chiciul actual. România a dat oameni valoroși de-a lungul timpului. Cum s-a ajuns la starea de chici, să zic? În primul rând, este o procedură de degradare. În 20 de ani trebuia să ne ia reperele, încrederea în ele, încrederea într-un trecut, încrederea într-o identitate. E un tratament care s-a făcut cu o națiune. Și nu numai cu noi, dar în special cu noi. Și atunci un tratament criminal. Un alt subiect dureros pentru actori este și cultura, care amestecată cu prostul gust își pierde valoarea. Poate fi valoarea, cultura de fapt valoroasă prin acest amestec? Nu. Pe asta s-a și vrut. Să fie o încolonare. De exemplu, emisiunea aceea care a fost cel mai valoros dintre români, care a fost luată, să zicem, de la BBC, a fost mai un exercițiu de încolonare a valorilor cu non-valorile. Ați văzut că pe burtieră era Constantin Oica, Adrian Copilu, Minune, Lucian Blaga, Fane Nămol, tocmai ca să nu mai aveți distinții. Sigur că pot să fie cântăreți de manele, care na, sunt buni, dar ei nu pot să acceadă la valoare culturală. I-au făcut special ca să vă încurce. Știți, nu era important să iasă Ștefan cel Mare, ci important era ca să bruieze mentalul, să nu mai ai spiritul de discernământ. Ei s-au chinuit să vă distrugă spiritul de discernământ și în mare parte au reușit.